Salutare, astăzi 8 mai 2021. Cu noaptea în cap, pe la 14 după amiaza și totuși facem episodul zilnic pentru că vreau să mă țin de schemă. Și schema conține, evident, 6 meciuri și pe ziua de astăzi. Like la acest video, subscribe la canal, setați-vă clopoțelul să chiar primiți toate notificările. Am senzația că primul meci începe chiar în jurul orei 16, așa că fiți pe fază, notați-le și organizațiile în următoarea oră, oră și jumătate, așa încât să le puteți paria, dacă doriți asta, în mod lejer. Prima propunere de astăzi vine din Spania, La Liga, acolo unde Cadiz sau Cadiz se duelează cu Huesca, cum veți găsi echipa pe aplicații. Cadiz, Huesca, pontul de la mine este un mare PSFX, va fi egal fie la pauză, fie la final de meci. Mergem pentru a doua propunere apoi în Suedia, Allsvenskan, unde Elfsborg, nu știu de ce se pronunță Elfsborg, dar se scrie Elfsborg cu g-ul ăla final. Elfsborg se duelează cu Kalmar. Elfsborg, Kalmar, GG. În varianta mea de bilet, ambele echipe vor marca. Mergem mai apoi în Germania, Bundesliga, acolo unde ne uităm la Werder Bremen jucând cu Bayer Leverkusen. Și pontul din partea mea va fi un mare 1 solist. Werder Bremen, Bayer Leverkusen, 1 solist. Haideți apoi și în Anglia, Liga a doua, pentru că avem de dezbătut și vizionat duelul dintre Scunthorpe și Stevenage. Scunthorpe, Stevenage se încheie cu victoria oaspeților, așadar vorbim în cazul ăsta de un 2 solist, pronostic din partea mea. Notați și haideți și în Cehia, Liga 1, pentru cea de-a cincea propunere de pe ziua de astăzi, acolo Brno se vor tăvăli cu cei de la Mladá Boleslav. Brno, Mladá Boleslav, pronostic din partea mea, 2 solist, câștigă oaspeții și aici. Și în fine, încheiem repejor cu Portugalia, Liga a doua, ultimul meci de pe biletul de astăzi, din partea mea, Benfica B se duelează cu Covilia. Benfica B, Covilia, 1 solist, câștigă gazdele, câștigă Benfica B. Acestea sunt meciurile de astăzi. Ieri nu a fost o zi la fel de plină de apropieri ca în ultima perioadă. Merg mai departe, nu mă las de schemă și vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas în toate astea aproape 100 de zile cât au fost. Se fac în curând 100 de zile alături de mine și alături de povestea asta cu 6 meciuri cotă 2. Le vom vedea câștigătoare, eu îmi doresc din suflet. Nu știu răspunsul, dar îmi doresc din toată inima și sper să se întâmple mai degrabă des decât mai degrabă foarte rar, așa cum în prezent vedem. Nu pot să fiu Baba Vanga, nu pot să știu viitorul și n-am cum să estimez când o să devină varianta asta jucată de mine una prolifică și una plină de bani, care măcar lunar să aducă niște lei în buzunarele tuturor. E scopul meu, evident, să fac biletul ăsta măcar lunar câștigător, odată la 30 de zile win, ca să vă pot atrage cu atât mai mare tupeu pe grupul meu privat, acolo unde v-am spus mereu, joc alte 4 bilete, alte 5 bilete de fapt, 3 bilete cu 11 meciuri, cu cote gigant, și unul cu o cotă chiar mega gigant, biletul de 16 meciuri, pe care spuneam eu că l-am botezat Maleu, ăla dacă pic o dată pe an ne aranjează definitiv, și chiar un al cincelea bilet care este o variantă 2 de 6 meciuri, l-am botezat eu acolo Pepsi 2, ăsta fiind biletul Pepsi. Deci biletul Pepsi pe care îl jucați și voi aici pe YouTube, sau măcar vă uitați de distracție la cum se întâmplă el, Pepsi 2, biletul al doilea cu 6 meciuri, care e doar în grupul privat. Cele 3 bilete cu 11 meciuri, mai lunguțe, mai greoaie, dar
cu satisfacții extraordinare în secunda în care se vor întâmpla. Jucăm niște variante care au ieșit câștigătoare de 4 ori în luna aprilie. Poate dă Dumnezeu și nu le mai vedem doar în trecut câștigătoare și ies dracului și în prezent și în viitor. Pentru că până la urmă scopul meu cu tabelul și cu coloristica și cu tot efortul de-l fac de a spiona, de a urmări, de a analiza toate sursele astea, toate site-urile astea, este să ajung la câștiguri în viitor bazându-mă pe rezultate din trecut. Deocamdată, în clipa în care mă apuc eu să joc, bazat pe rezultate din trecut, nu se mai întâmplă câștigurile și în prezent. Și uite, așa iese o foială și o frecangeală fără cusur. Acestea fiind spuse, polologia de astăzi se încheie aici. Vă doresc multă baftă și, evident, ne revedem. Toate cele foarte bune!